este un clip pe care îl încep, dar nu știu încă dacă va vedea lumina internetului, pentru că nu știu ce se va întâmpla. Dar am zis să documentez tot acest proces în cazul în care el va ajunge la final, ca să-l am în primul rând pentru mine și în al doilea rând să vin și la voi cu diverse informații în cazul în care sunteți interesate de operația de rinoplastie, pentru că da, într-un final m-am hotărât. Hai să vă introduc un pic în poveste. Am o problemă cu nasul încă de când eram adolescentă, pentru că am avut un accident când eram într-o vacanță la mare, în sensul în care am ajuns noaptea, știu că eram în Grecia, cred că în Creta, dacă nu mă înșel, am ajuns noaptea și m-am hotărât să intru în piscină, pentru că na, ce fac tinerii? Na. Zic ei să înceapă așa vacanța într-un mod foarte, foarte bun și să se bălăcească. Ghinionul a făcut că eu am intrat în piscină prin partea adâncă a ei și nu am știut că are dimensiuni diferite. Practic, piscina venea ceva de genul acesta și eu am intrat pe aici, pe unde era mai adâncă. Și zic, ok, hai că dacă tot am intrat și apoi mă duc în duș, hai să mă bag cu capul la fund și să mă răcoresc așa după un drum cu avionul. În momentul în care eu am vrut să mă scufund, m-am lovit cu nasul de partea un pic ascendentă a piscinei și a fost ceva rău. În momentul în care m-am lovit, am auzit cum au trosnit oase din fața mea la modul acesta. Am ieșit buimacă din piscină, am întrebat persoana de lângă mine, îmi curge sânge, nu? Și persoana mi-a zis, da, dar nu, din nas mă tăiasem aici, exact unde am acum această cocoașă care cred că se poate observa. Nu am făcut nimic la momentul respectiv pentru că nu am vrut să stric vacanța și când am ajuns acasă, durerile începuseră să treacă și zic, nu mai are rost să mă mai duc la doctor, în fine. Știți cum sunt tinerii, le frică de doctor. Nu pot să spun că și acum am așa mici emoții, dar de când am mai slăbit și m-am tras la față, mi se pare că nasul nu se mai încadrează cu fața mea absolut deloc și asta e o chestie pe care am observat-o de mult. Probabil această cocoașă pe care voi o vedeți aici este din cauza faptului că nu am rezolvat la momentul potrivit oasele care s-au spart în momentul în care am avut acel accident. Dar pe lângă asta, oricum, niciodată nu mi-am simțit nasul ca fiind al meu, nu mi se părea că face parte din corpul meu, adică întotdeauna m-am imaginat cu un alt tip de nas. Pe lângă asta, acum vreo 3 ani, cred, am avut o răceală foarte puternică, da, și am fost la ORL. Și atunci domnul doctor de atunci, din momentul respectiv, mi-a zis, știi că ai deviație de sept. Și zic, a, da, nu mi-am imaginat niciodată, cu toate că niciodată nu cred că am respirat normal. Dar dacă ăsta mi-a fost nasul și așa am respirat dintotdeauna, nu prea îmi dau seama ce înseamnă să respir normal. Și mi-a arătat și o să vă arăt și vouă. Sper că se poate observa că nara asta este mult mai îngustă și eu, de exemplu, dacă mi-acopăr nara asta, eu nu pot să trag aer, adică orificiul este foarte, foarte mic. Din acel moment am conștientizat că pe lângă problema estetică am și una funcțională și m-am tot interesat pe la diversi medici, la modul că le-am urmărit operațiile pe care le-au făcut, poze before and after, și m-am hotărât asupra unui medic. Și aici începe astăzi tot acest proces care sper să ajungă la final cu un rezultat favorabil. Și ce voi face va fi să sun, să mă programez aici în fața camerei la consultație. Deci nu știu dacă se vede, dar îmi tremură mâinile rău de tot. Pentru că eu am mai avut o operație estetică și funcțională și aia la sân, am avut o operație de mastopexie, știu ce înseamnă anestezia generală, știu ce înseamnă recuperarea, dar întotdeauna mi-a fost frică să-mi operez nasul de teama de a nu putea respira. Dar m-am interesat despre niște chestii pe care probabil o să mi le confirme medicul în momentul consultației. Medicul pe care l-am ales cel puțin momentan se numește Marius Hrițcu și sunăm. Stați să pun și pe speaker. Doamne, ce emoții am. Sperăm că și răspunde cineva. N
Avem noroc. Sper că nu e vreun semn de rău augur să mă facă să mă răzgândesc. Dar da, din păcate, momentan nu răspunde nimeni. În cazul în care voi fi sunată înapoi, o să deschid iar camera și o să vă dau update, în sensul în care o să vă spun când m-am programat din momentul acesta, adică de astăzi, cât e, 3 octombrie, dacă nu mă înșel, și vă iau oricum cu mine la consultație, nu știu dacă o să pot filma în timpul consultației, dar vă dau apoi update. Țineți în pumnii să reușesc să-mi fac consultația și țineți în pumnii pe tot parcursul acestui clip. Sună. Alo! Alo? Da, bună ziua! Bună ziua! Diana Andronic este numele meu. Aș dori să fac și eu o programare la domnul doctor Hrițcu pentru o consultație în vederea unei rinoplastii. Ok, primară, ați mai avut operație sau Nu, nu? nu, nu, primară. Primară, în regulă. Ca perioadă când ați dori? Adică mai repede, ca să știu să fac Mai o repede. idee. Cât mai repede. Da. Bun, păi așa, dacă este, poate dimineața, domnul doctor, puteți și astăzi inclusiv să mă uit în calendar? Asta înseamnă undeva la ora 18, dacă nu mă înșel. Sau Mâine? dacă doriți, vă pot programa și mâine și poi. Bine, Da, numai mâine. că ideea este că trebuie să așteptăm cu o zi înainte să mi se transmită programul operației domnului doctor din ziua respectivă. De exemplu, deocamdată pentru mâine încă n-am fixat programul. Vă pot trece chiar și mâine în calendar, dar să vă anunț ulterior programul. Aștept de la birou de internet să mă anunțe la ce oră e operația și când pot să pun și eu controle și consultații, în ce interval. Am înțeles. Mâine ar fi ideal. Da? Bun. Atunci o să vă salvez numărul de telefon și Da. vă trimit pe WhatsApp după ce aflu și eu programul în scurt timp ar trebui. Vă anunț și vă spun ce variantă Ce, de ora. credeați că am avut răbdare să aștept până mâine? Nu. Până la urmă am venit astăzi la 18 și 15, era programarea. Doar că am fost anunțată că mai întârzie domnul doctor puțin. Eu am venit la clinică, el a operat la Spitalul Monța și o să mă preia în jur de 18 și 50 de minute, așadar mai stau puțin în mașină și revin după ce ies de la consultație să vă dau impresii și cine știe, poate și decidem ceva, habar n-am. Rămâne să ne auzim după. Timpul pentru update. Astăzi este miercuri, 5 octombrie și ultima oară când ne-am auzit, cred că era luni, înainte să intru la consultații. Așadar, am fost preluată de către domnul doctor. M-am așezat pe un scaun, mi s-a făcut un consult la nas, mi s-a confirmat faptul că am o deviație de sept. Asta înseamnă că voi avea o intervenție care se numește rinoseptoplastie, după care mi s-a făcut o poză din profil și pe baza acelei poze am stat de vorbă cu domnul doctor și mi s-a făcut și o simulare. Discuția a decurs cam în felul următor. În primul rând m-a întrebat dacă am mai avut intervenții chirurgicale, voia să știe exact cum m-am vindecat și în al doilea rând ce vreau eu, ce-mi doresc eu de la această intervenție. I-am explicat ce-mi doresc, că vreau să dispară această cocoașă și mi-a zis că da, este într-adevăr cam mare nasul pentru fizionomia mea și că ăsta va fi primul aspect la care va lucra și apoi un picuț la vârful nasului. De asemenea, vreau să vă spun încă de pe acum că din față nasul va arăta la fel, pentru că oricum este deja destul de îngust și mi-a zis că ăsta este alt motiv din cauza căruia nu prea pot respira. Deci sunt cumva niște motive combinate, niște cauze combinate. S-ar putea rezolva să lățească nările aici și dacă stau așa, să știți că deja inspir aer mult mai bine, dar cu toate astea încă se aude pe nara aceasta. Doar ar arăta fix ca un porc, adică așa. Și nu ne dorim asta, așa că sperăm să fie mai bine odată ce rezolvăm deviația de sept. Am căzut de comun acord asupra simulării și vreau să vă zic următorul lucru. Dacă vă hotărâți să faceți această intervenție, să vă duceți la un medic care face simulări, pentru că eu am fost de-a dreptul șocată când mi-am văzut profilul în urma simulării. Nu, parcă nu mai eram eu, adică se schimbă atât de mult fața și cred că este benefică această simulare pentru că aveți timp să vă obișnuiți. Nu este ca și cum ai dat tate la jos, nu știi cum o să arate și ai un șoc și multe paciente au o reacție un pic ciudată din cauza asta.
De asemenea, ce am mai făcut? A, vreau să vă mai zic un lucru. Nu este bine să vă duceți cu o poză a unei vedete și să ziceți așa vreau să arăt. Nu, lăsați, voi spuneți ce vă deranjează cel mai tare și lăsați specialistul să decidă. De asemenea, încă un aspect important, nasul se va vindeca între 6 luni și un an. Deci, în perioada cel puțin până în 6 luni de la intervenție, nasul va fi umflat. Și nu aceea va fi forma definitivă. Așadar, trebuie să ne înarmăm cu răbdare, atât eu cât și alte persoane interesate de această intervenție. După ce am purtat această discuție, cumva mă hotărâsem deja în subconștientul meu, l-am întrebat pe domnul doctor, cu care, by the way, m-am înțeles foarte, foarte bine și cu toate că era obosit, se și vedea acest lucru, mi-a și confirmat dumnealui, a avut super multă răbdare și mi-a explicat și mi-a răspuns la toate întrebările. Apoi l-am întrebat când mă poate opera și mi-a zis că din ce își aduce el aminte, dar trebuie să vorbesc cu asistenta dumnealui, ar putea undeva sfârșit de ianuarie, început de februarie. Și eram, oh my God, și eram așa, de-aia nici n-am mai deschis camera, eram, ha, mă, câte luni mai sunt, ce o să fac eu până atunci și așa mai departe, pentru că e un pic așa, nu e ușor să stai cu stresul unei intervenții chirurgicale atâtea luni. Și am plecat de la medic, mi-a zis să o sun pe asistentă, să mă pună pe calendar și de asemenea mi-a spus că există o listă scurtă. Ce înseamnă asta? Sunt paciente care doresc să fie informate atunci când se eliberează un loc. Și am zis că da, eu oricum îmi imaginam că m-ar programa la intervenție undeva sfârșit de octombrie, început de noiembrie. Nu m-am gândit nicio secundă că programările se duc până în februarie. Ceea ce nu e un lucru rău, înseamnă că domnul doctor chiar este căutat. Și zic, ok, puneți-mă și pe lista scurtă, i-am confirmat și asistentei pentru februarie, după care, a doua zi, marți, îmi sună telefonul. Și mă informează că, doamna asistentă, că pacienta care ar fi trebuit să se opereze vineri a fost depistată pozitiv la COVID. Și dacă vreau să mă duc eu, famă. Deci, în momentul acela, mi s-au tăiat picioarele, efectiv. Eram, nici nu știu ce i-am zis, cred că i-am zis, lăsați-mă să mă gândesc și vă dau un răspuns, vă sun eu înapoi, nu mai știu ce i-am zis și am început să-mi calculez, pentru că dacă pentru mine octombrie-noiembrie era o perioadă bună, 7 octombrie este o perioadă excelentă, din mai multe puncte de vedere. Și am sunat înapoi și am zis, ok, vin pe 7, cumva în primele ore după ce am luat decizia asta, aveam așa sentimente amestecate, m-am gândit oare mă grăbesc, poate totuși ar trebui să aștept până în februarie să văd ce impresie mai am, dar n-am vrut să mai stau cu stresul și plus că asta e o operație pe care mi-o doream încă de când mi-am spart nasul, pentru că mi-am dat seama că atunci a fost ceva grav. Așa că, în concluzie, vineri 7 octombrie mă voi opera. Ieri, marți, am primit pe WhatsApp o listă cu analize pe care trebuie să le fac. Astăzi, că de acolo vin, am fost la Spitalul Metropolitan Monța, acolo unde se va face și intervenția. Numai când mă gândesc. Deci când am pus piciorul în spital, mi s-au tăiat toate. M-a luat cu tremurat, cu fluturi în stomac, m-au luat emoțiile pe scurt. Și am fost și am făcut analizele. Ce am avut de făcut? Hemoleucogramă, radiografie pulmonară, radiografie la sinusuri, testul COVID și EKG. Voi primi rezultatele probabil spre seară sau mâine și cu radiografiile trebuie să mă prezint oricum vineri la operație. Acum, probabil o să fiu întrebată de costul acestei intervenții și nu o să vreau să-l discut dintr-un singur motiv. Nu știu când veți vedea voi această acest clip și când vreți să vă faceți intervenția. Este foarte posibil ca sumele să sufere modificări, așa cum se întâmplă, mai ales în zilele astea pe care le trăim. Și nu vreau să dau o informație eronată. Dar, în acest sens, să știți că în căsuța cu descriere o să găsiți linkul către site-ul domnului doctor, acolo fiind trecute prețurile. De asemenea, să știți că una este rinoplastia și una este rinoseptoplastia, adică este automat mai scumpă pentru că sunt practic două intervenții într-una singură. Așa că o să vă las linkul acela și încă o chestie pe care pot să vă spun, eu pe lângă prețul total al operației am achitat astăzi prețul pentru testul pentru COVID, SARS, mă rog, pentru SARS-CoV-2, nici nu știu cum să-i mai spun, testul PCR.
pentru că se face un test PCR nu din acela rapid, ci pentru radiografia de sinusuri. A fost o sumă micuță în comparație cu prețul operației, nu mai știu, în jurul a 400 de lei, ceva de genul acesta. Și astea sunt separate, cel puțin testul PCR, pentru că e posibil ca la un moment dat să se renunțe. Să știți că acolo, la spital, a decurs totul foarte repede. Chiar ieri, când vorbeam cu asistenta, îmi spunea că s-a zinișită, că în 40 de minute maxim terminați, că eram nemâncată și am întrebat cât durează să știu, na, când o să apuc să mănânc și eu ceva. Pentru că trebuie să-ți iei analiza de sânge pe stomacul gol. Când mi-a zis că va dura 40 de minute, eram, da, bine, ok, pentru că am mai fost și eu și la privat, și la stat, mi-am mai făcut analize și cam știu cât durează de obicei. Dar nu. Vreau să vă zic că am ajuns la ora 11 fix, la ora 11:44 eram în mașină, acele minute fiind drumul meu către mașină, pentru că am lăsat-o undeva pe stradă, în fine. Și eu vreau să vă zic că spitalul arată impecabil, atât cât am putut să văd. Ce am văzut recepția, am văzut la subsol, acolo unde se fac radiografiile, am fost la biroul de recoltare. Să știți că într-un singur birou mi s-a luat sânge, mi s-a făcut EKG și mi s-a făcut testul PCR și încă niște teste pentru luat, mă rog, luate diferite probe de pe tegument să vadă dacă am ceva nozocomial, mă rog, știți, infecțiile care se iau în general din spital și mi se pare o analiză foarte utilă ca să nu ducem noi de afară diverse bacterii. Arată bine, dar m-au luat emoțiile. Ieri a fost ok, azi am așa mici fluturi, mâine nu știu ce o să mai fie și vineri, vai de noi. Ce mai vreau să vă mai zic? Stați să mă gândesc. Cum va decurge toată situația? Vineri mă voi prezenta la spital. Asta oricum o să vă mai zic atunci, dar vă zic așa în mare pentru că eu am tot căutat în perioada asta diverse clipuri informative pe YouTube și nu prea au fost unele foarte generoase din punct de vedere al informațiilor oferite. Erau gen, astăzi mă operez, am ajuns la spital, poze și filmulețe cu fața și apoi când își dau atela jos, eventual. Vreau să documentez mai mult chestia asta pentru că și am avut o grămadă de întrebări și vreau să aveți așa cât mai multă informație la dispoziție dacă sunteți interesate sau interesați despre această intervenție. Mă voi prezenta la spital, voi prelua camera, cam atât știu momentan și ar dura cam 2 ore probabil până când intru în operație. Din experiența mea, cele 2 ore sunt cele mai grele ever. Pentru că de fiecare dată când deschide cineva ușa, ești, nu, deja? Asta mi s-a întâmplat mie și la cezariană și la operația de mastopexie. Da. După care, voi sta peste noapte acolo, urmând ca sâmbătă dimineață la ora 9, din ce am înțeles, să vină domnul doctor să-mi dea niște pansamente foarte mici care sunt introduse în nas, dar nu vă gândiți la... Sunt niște tampoane mici, 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 dar nu vă gândiți la alea care se duc până în fundul creierului. Nu, mi-a zis că nu se simte absolut nimic, sunt mici, mici, cât să rețină sângele care curge apoi după operație. Și plec acasă și va începe distracția, probabil. După care mă duc la control din, nu mai știu, la 3 zile, la 7, nu mai rețin exact, când la un moment dat vor fi scoase și tuburile de silicon pe care le voi avea. Ăla probabil va fi un moment foarte simpatic, dar mă duc prea departe cu gândul. Momentan nici nu am operat. Ok, cam asta am vrut să vă zic pentru moment. Acesta a fost update-ul. Vreau să ne auzim mâine, probabil, să vă arăt ce pun în bagaj, cu toate că asistenta mi-a zis că nu trebuie să vin cu absolut nimic, pentru că au ei totul acolo, pijama, papuci, în fine. Dar tot vreau să-mi iau ceva, pentru că am mai văzut eu la fete, prin clipuri, că au perna aia care se folosește în avion, cât să susțină foarte bine capul. Vreau să-mi iau o pernă, în fine, trebuie să mă gândesc. Periuța de dinți, încărcătoare, poate laptop să lucrez ceva. Cred că sunt prea optimistă, nu știu. Dar o să vă arăt asta mâine. După care o să ne auzim vineri. Vai de mine, că numai când zic vineri mi se taie respirația. Da, ok. Ăsta a fost update-ul. Ne auzim mâine. Am luat această pernă, care cred eu că îmi va fi foarte utilă, pentru că nu o să pot să dorm pe parte sau ceva, nici nu se pune problema și îmi va susține foarte bine gâtul. Apoi mi-am luat o pijama și am căutat una din aceasta cu nasturi, este singura pe care o am, culmea, credeam că am mai multe, dar nu. Și mi-am luat cu pantaloni lungi, pentru că dacă mi-aduc eu aminte așa de la prima operație că mi se face cam frig după anestezie și am zis să fie cu pantaloni lungi. Tot în acest sens am luat și niște șosete. Nu știu sigur dacă o să le folosesc, pentru că din ce mi-aduc aminte la fel,
Cred că am niște ciorapi speciali, dar na, eu le-am luat să fie. Cam așa arată. Aici este porfardul. Am așa, periuța de dinți. Încerc să le iau într-o ordine cât de cât. Pasta de dinți, pardon. O perie de păr, wet brush în variantă mini. Deodorant, ăsta Rexona Premium Protection. Un parfumel, în cazul în care simt, nu știu, vreo nevoie, dar mă îndoiesc. Dar măcar pentru sâmbătă, când ies din spital, să nu miros chiar a spital. Am luat acest parfum de la Zara, care miroase foarte subtil și acurat, pentru că este cu flori de portocal. Balsamul de buze, ăsta cred că o să fie the holy grail al acestei intervenții, pentru că respir doar pe gură în prima seară și cu siguranță mi se vor usca buzele. Și am 4 elastice, 2 de un fel și 2 de un fel, Invisibubble și elastice din acestea negre simple. Apoi am luat o carte, momentan citesc asta, Love and Santorini, o aventură în Grecia, și aici am portofelul cu tot ce am nevoie, bani, buletin și așa mai departe. Iar rucsacul pe care îl voi lua este acesta, unul de la Reserve, care are destul de multe compartimente. Da. Și cam asta e treaba, ne vedem mâine. Gata, e vineri, am ajuns la spital, sunt în curte. Am ajuns un pic mai devreme și am zis să deschid așa puțin camera să vă zic cum am petrecut noaptea. Culmea, am trecut-o foarte bine, adică am dormit ca de obicei, m-a luat repede somnul, nu m-am trezit peste noapte și m-am trezit ok. Mă așteptam să mă trezesc, stați așa să mă dau eu un pic mai într-o parte, mă așteptam să mă trezesc cu ceva, un gol în stomac, dar nu, a fost totul ok. Mi-am luat șapca pentru că mâine nu, o să plec tot cu Uber-ul acasă probabil și nu vreau să se sperie prea tare șoferul de mine. Da, mă duc să anunț că am venit și cel mai probabil o să ne auzim din salon. Am emoții, dar nu atât de mari precum mă așteptam, adică îmi tot vin în cap ideile despre ce se va întâmpla în sală, dar încerc așa să le blochez și mă gândesc că oricum nu, habar n-am ce se va întâmpla și mă culc și mă trezesc imediat și gata, s-a terminat tot. Sper să fie totul bine și să vorbim peste câteva ore și să vă zic că mă simt bine și că n-am dureri, dar da, hai să preluăm salonul și să vedem ce avem de făcut. Suntem în salon, după cum se poate observa. A trebuit să fac un duș, m-am și schimbat în cămeșa asta, care sper că, cămeșa am zis-o la, în glumă, încă mai fac glume proaste de altfel, dar le fac, în fine. M-am îmbrăcat cu treaba asta și cred că este ultima oară când ne auzim cu fața asta. Deci cam așa se prezintă toată treaba. Vă anunț încă de pe acum că probabil următoarele imagini vor fi pentru oameni sensibili nu tocmai recomandate, așa că dacă ați ajuns până aici și sunteți sensibili, poate ar fi bine să opriți acest videoclip. Ok, o să trebuiască să sun imediat că sunt gata, că am făcut dușul, ca să vină să mă monitorizeze, dar vreau întâi de toate să vă arăt și vouă salonul. Nu, scuze că mă bâlbâi, dar na. Acolo este ușa, avem un cuier, aici un televizor, o canapea, acolo sunt radiografiile mele, aici un dulap în care am avut cămașa, avem și un halat, jos avem un seif, pardon, un frigider, și este și un seif aici în spatele hainelor. Așa, și acolo avem un mic birou și acesta va fi patul în care îmi voi petrece noaptea. Hai să ne întoarcem la oglindă. Da, m-au luat emoțiile, îmi tremură și mâna, dar ne bucurăm de stabilizatorul iPhone-ului. Și asta este, am completat o grămadă de formulare, nu știu dacă v-am zis chestia asta. Cam asta e. Ne auzim când ne auzim, sper să fie totul bine și să se termine această aventură, pentru că, mă rog, cel puțin partea cu operația, pentru că m-a obosit un pic psihic, dar știu că o să fie totul bine. Să știți că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Vorbesc ca la televizor. Hello!
Gata, totul s-a terminat, totul e bine. Și aștepta să arăt mai rău, mai vânăt în sensul ăsta, dar nu, văd că nu. Parcă un pic de la ochiul drept, dar da, e ok, nu sunt uflată, mi se văd ochii, totul e bine. Ce Dumnezeu piu e ăsta? În fine, vreau să vă zic și să țineți cont că arăt bine, ținând cont și de faptul că au trecut 6 ore de la operație, pentru că am așteptat să se ducă efectul anesteziei, ca să vă spun vreo tâmperie pe YouTube și să vă simt un picuț mai bine, pentru că am fost cam meh. Dar o luăm step by step. Ok. Am plecat spre sală la ora 21 pic. Am fost dusă într-o cameră în care am mai avut de așteptat, m-a omorât așteptarea. Acolo a venit domnul doctor, Marius Hrițcu, alături de rezidentul lui. Apoi a venit și doctorița, doctorul anestezist, care era o doctoriță foarte drăguță. Și apoi a venit și asistenta, care m-a întrebat dacă vreau să pună... Sorry! Cred că rămân fără voce. Posibil să fie de la tubul de intubare. Care m-a întrebat dacă vreau să pună branula acolo sau în sală. Și mi-am adus eu aminte că atunci la mastopexie mi-au pus branula în sală și pentru că mă țineau de vorbă, nici am simțit așa gen că mi-a băgat-o, doar că acum nu mi-a mai ținut nimeni de vorbă. Și am cam simțit, am încercat de 2 ori. Am încercat odată, nu știu dacă se vede undeva pe aici, nu prea a funcționat și după aia mi-a băgat-o aici. Și e tot ok. Apoi, am mai vorbit un pic cu domnul doctor Marius, care a fost super, super, cu domnul doctor Hrițcu, pardon, și ce ai zis Marius, care a fost super drăguț și la un moment dat, până să ajung în sală, în camera aceea, am văzut că sunt super emoționată, chiar începuseră să-mi dea și lacrimi și o dată brațe, băi. Deci foarte, foarte drăguț. Da. Și apoi am mai vorbit cu el un pic în sală, a venit medicul anestezist și a dat asistentei ceva pe care mi l-a băgat pe branulă și de atunci, din acel moment, am simțit că sunt super, super amețită și o amețeală din aia foarte nasoală, nu aia plăcută, gen, ce bine, e ceva ca să plec, nu. Una foarte nasoală și de atunci nu mai țin minte nimic. Și este prima operație la care nu mai țin minte nimic. La mastopexie mi-aduc aminte că le-am zis mult timp. Mie nu-mi e somn, mie nu-mi e somn, după care blank, normal. Și mi-aduc aminte de asemenea și când m-au trezit în sală la mastopexie. Aici nu mi-aduc aminte decât din salon. Deci a fost altfel de anestezia asta, e clar. Sper că până acum da, a zis anestezie, să mă fie cu iertare. Apoi, simțeam amețeala. M-am simțit ok, nu am vomitat gen imediat după, nu. Dar simțeam de fiecare dată când mișcam capul stânga-dreapta, simțeam că mă ia amețeala. Și să știți că din punct de vedere al durerii, aceasta este zero. Nu mă doare absolut nimic, m-au durut într-adevăr foarte tare mâinile. Astea pentru că mă gândesc că au fost ținute pe lângă corp, cumva legate, habar rău. M-au durut foarte tare, dar până acum a dispărut durerea. Așa, am început să beau gurițe mici-mici de apă și mi s-au făcut în total, mi s-au dat vreo 6 pulci de alea la zi pentru perfuzie, le-au tot schimbat între ele și bineînțeles că la finalul lor am simțit și o nevoie, să mă duc la baie. Și am chemat asistenta pentru că am un butonaș pe care a pus și chem asistenta. M-am dus la baie, m-am așezat pe canapea, am simțit că ceva o să vină înapoi. Am rugat-o să se ducă după pungă, după care m-am dus la toaletă. Am făcut le petit pipi, foarte rapid, ceea ce a fost super ok. Ce detalii, dar mă gândesc că vreți să știți. Și am simțit că urmează show-ul. Ceea ce s-a și întâmplat. Și după ce s-a și întâmplat, să știți că mă simt mai bine, de-aia am și dat drumul la cameră. Dar cred că cel mai important aspect este faptul că nu sunt dureri.
Deloc. Bă, dar deloc. Într-adevăr, mi-a aborțit cerugurii și este sigur de la tubul de cu care a fost intubată. La eu pe cam aborțit, cred. De fapt, nu e cerugurii aici, în spatele dinților. Mă rog. Cam asta e până acum. Continuă să curgă un pic de sânge. Mi s-a schimbat pansamentul ăsta de vreo 3 ori, ceva de genul. Bineînțeles că am atelă pe dedesubt. Sunt super curioasă cu medicul, n-am apucat să vorbesc, probabil o să vorbim mâine. Și cred că e cazul să tac, că mi s-a uscat gura. Vă mai dau update imediat. Hai să vă arăt și neuniile astea. Se umflă acum asta. Ca un aparat de tensiune, așa face. Și să știți că pe dedesubt am eu ciorapi din aceștia pentru circulația sângelui. Și acum se umflă celălalt picior, de se umflă când unul, când altul, nu am mele odată. Și chiar e mișto. Masaj la pat. Timpul pentru update. Sunt acasă așadar și este tare, tare bine acasă. Tot așa, o să o luăm step by step, cum am făcut și mai devreme, cum am petrecut noaptea. Am petrecut-o bine, pentru că știam la ce să mă aștept, știam că nu voi putea respira pe nas, că voi putea respira doar pe gură și mi-au spus și asistentele că este foarte posibil să adorm și să mă trezesc destul de repede, pentru că mi se închide gura și atunci nu mai pot respira. Dar nu a fost cu panică sau ceva de genul ăsta, nu, mă trezeam, mai respiram, iar mai ațipeam. Da, una peste alta... A fost ok, nu mi s-a părut atât de rău. Doar am mai pierdut nopți la viața noastră, nu? Și ținând cont de ceea ce se întâmplase recent, eu zic că a fost foarte bine. În continuare, zero dureri, nu mă doare nimic. Persistă această, nu știu, ca o stare de răceală, așa, mai încurg ochii, mai încurge nasul, sângerarea s-a oprit și de asemenea mă usură... În gât. Și sigur este de la intubare. Dar în rest, super, super bine. Apoi a venit medicul în dimineața aceasta, am vorbit cu dumnealui. Operația a durat 4 ore, exact așa cum se aștepta. S-au rezolvat toate problemele și de asemenea mi-a arătat și o poză cu nasul din sală și vreau să vă zic că este absolut divin. Acum trebuie doar să avem răbdare să treacă cele 6-12 luni ca să văd și eu acel rezultat, dar îmi place foarte, foarte mult. Și în cazul în care aveți vreun gând de genul acesta, chiar vi-l recomand pe domnul doctor, pentru că mi se pare un om profesionist, blând și care îți dă toate detaliile. Deci mi-a lăsat oricum și numărul dumnealui și numărul medicului rezident. Dacă am vreo problemă, le pot scrie lor. Sperăm să nu fie cazul. Arată bine. M-am umflat aici și m-am învinețit, exact cum mă așteptam încă de când am făcut primul update după operație. Se vedea că asta urmează să se întâmple, dar na, nu erau aici, sunt ok. Sunt un pic umflată dacă ne uităm așa din semiprofil, dar nu-i problemă, nu mă deranjează sub nicio formă. Important este că nu am dureri pentru mine, asta este ceea ce mă bucură cel mai tare. Din ce am înțeles, o să trebuiască să mă duc vineri să-mi scoată tuburile și cam... După aia nu știu sigur că nu-mi scoate atela, dar oricum de tuburi e important să scăpăm, să depășim și momentul ăla și rest toate bune. Am și dormit când am venit acasă, de fapt am mâncat, am mai stat de vorbă cu familia și m-am pus un pic la televizor, dar simțeam că mi se închid ochii și atunci am zis că trebuie să dorm, mai ales că acum pot respira și pe nas. Adică nu mă mai trezesc. Într-adevăr e senzația aia de răceală de nas înfundat, dar măcar intră ceva aer pe acolo, nu e ca și cum aș avea meșele acelea. Cam atât pentru moment. Dacă nu mai intervin ceva modificări astăzi, o să ne auzim mâine să facem update-ul celei de-a doua zi după operație. Ne revedem și din ziua 2 după operație ca să vă dau update-urile. Schimbări față de ieri, ceea ce mi se pare este că s-a mai retras, da, stau cu șervețelul după mine, s-a mai retras puțin vânătaia, în schimb m-am umflat, cred că se vede și aici la ochi. Mi-a apărut și o linie, zici că m-am dat cu tuș roșu, dar nu. M-am umflat un pic și aici, dar nu foarte tare. În schimb, aici se vede, am o gălușcă interesantă. În continuare, sunt înfundată în nas. Știam lucrul ăsta, m-am pregătit. Aseară n-am dormit extraordinar de bine. M-am culcat în jur de ora 4, ceva de genul acesta, atunci a reușit să adorm.
M-am trezit la 7:40 ca să-mi iau medicamentele, să mănânc și să-mi iau medicamentele la 8. La 10 m-am băgat iar în pace, am dormit până la 1 și a fost un somn bun. M-am simțit mai odihnită. Și da, a fost ok ziua. În continuare nu mă doare nimic, ceea ce este perfect. Pentru mine asta conta cel mai tare. Nu am gust și miros. Chiar glumeam cu cei din familie că aș putea să încep să mănânc pește și fructe de mare. Pentru cei care mă cunoașteți, știți că nu agrez astfel de produse. Aș putea să mănânc, că nu a simțit 100%. Și de asemenea, ca și alt update, mi s-a blocat buza, cum am mai văzut și pe la celelalte fete, adică nu pot să zâmbesc decât atât și nu mi se mai văd dinții de sus. Dar cumva e normal. De asemenea, din ce am mai auzit, că s-ar putea să înceapă să mă doară dinții de aici, din partea de sus. Momentan nu s-a întâmplat chestia asta, dar na, cine știe. Cam în principiu cunosc ce ar trebui să se întâmple. Ar trebui să înceapă să se retragă umflăturile de prin ziua 4, 5, 6, deci este posibil ca și mâine să mai apară ceva umflături, însă am mai tot folosit gheață. Mi-am pus gheață azi de 2 ori. Și aseară înainte să mă culc și parcă acum e un pic mai dezumflat față de cum era dimineața. Deci peste noapte se întâmplă chestii. Da, una peste alta este bine, suntem în regulă, nu am de ce să mă plâng. Îmi curge ochiul ăsta un picuț mai tare decât celălalt, dar șervețelele sunt prietenele mele. Sunt pe medicamente, pe antibiotic, pe antiinflamatoare, de asemenea îmi fac și toaleta nasului cu apă de mare, cu un unguent, cu niște picături, mă rog, fiecare medic știe ce dă pentru pacienții lui. Dar da, cam astea sunt noutățile pentru ziua de astăzi. O să revin mâine, stați un pic. O să revin mâine și să facem update-ul pentru ziua 3 și să știți că m-am hotărât să le fac seara, ca să vă zic așa cam ce diferențe au fost pe parcursul zilei. Și gata, vă las, ne vedem mâine că mai curge ceva. Ziua 3, așadar, este seară, facem update-ul. Față de ieri, ce am observat? Am observat că toată umflătura asta de aici, deci mă uit la mine și nu știu, vine să-mi fac așa, zici că am un squishy sub piele, începe să coboare toată nebunia asta, dar e normal. Aici văd că nu m-a mai umflat. De asemenea, am observat că ieri, dacă îmi făceam așa, mă durea. Acum văd că nu mă mai doare, deci ar trebui să fie bine, zic eu. Vânătaia s-a retras aici undeva jos. Bine, probabil dacă dau pansamentul la o parte, o să se vadă și mai tare. Dar bine că nu mă mai doare. Probabil toată treaba asta de aici, care se vede un pic vânătaia, o să se facă verde și galbenă și așa cum trebuie să se facă o vânătaie. În continuare sunt înfundată, dar am observat ceva îmbunătățiri. Nu mi-au mai curs ochii, nici ăsta, nici celălalt. Nu mi-au mai curs atât de tare nasul, dar, după cum se poate auzi, sunt la fel de înfundată. De asemenea, a apărut strănutul, de care mi-era foarte frică, pentru că mi s-a spus de la început că atunci când o să vină să strănuți, o să se întâmple destul de des, o să trebuiască să strănut cu gura deschisă. Și eram, cum Dumnezeu să fac asta? Dar dacă strănutați cu gura deschisă, să știți că nu simțiți nimic la nas, deci n-ar trebui să fie o problemă. De asemenea, vreau să vă zic că cel mai bun prieten al vostru din perioada asta este balsamul de buze. Luați-vă o tonă, că o să aveți nevoie. Să știți că dacă stau întinsă, respir mai bine, dar dacă stau așa, în picioare, în poziție verticală, mi se înfundă mai tare nasul. Dacă stau întinsă, că nu poți să stai la 180 de grade, dar na, la un 45 stai și atunci respir mai bine. Dacă stau în picioare, se cam înfundă treburile pe aici, prin nas. De asemenea, ce mai e nou? Stați un pic, mă scuzați. Ce mai e nou? Mi se pare că, nu mi se pare, a început să o mănânce așa un pic subtil pe subatelă și nu e prea bine, că n-ai cum să te scarpini, dar dispare repede senzația, probabil o să se intensifice în zilele următoare. Dar asta înseamnă că se vindecă, deci încerc să privesc fiecare proces ca pe o îmbunătățire și către capătul acestei aventuri, care până acum este cam așa cum mă așteptam. Adică știam că o să mă enerveze, că sunt înfundată, că nu pot să respir, dar oricum e bine. Am ieșit și afară astăzi. Nu știu ce să zic despre chestia asta.
Am fost să iau copilul de la școală, am mers un pic pe jos și când m-am urcat în mașină m-am simțit așa un pic amețită, pentru că încă sunt sub efectul antiinflamatoarelor și probabil e normal, sau oric pentru că am stat în casă zilele astea, când am intrat în contact așa cu oxigenul, cu aer curat, a reacționat într-un fel organismul meu. Stați că mai voiam să vă mai zic ceva, dar nu mai mi-aduc aminte ce. Mâine mă duc să mă spăl și eu pe cap. Nu mai știu ce mai voiam să vă mai zic. Da, nu știu. În fine, de ieșit afară, cred. Atât, da. Buza în continuare e blocată. Și ce pot să zic? Mă gândeam zilele trecute, zic, cum Dumnezeu mă duc eu vineri să-mi scoată tuburile pentru că eu vreau să mai treacă timp, dar cumva încet, încet simt că se vindecă treburile în interior și mă simt pregătită pentru pasul ăsta, adică ținând cont că e luni, mă simt pregătită, adică dacă ar fi să mă duc mâine, nu cred că aș fi la fel de pregătită, dar oricum încep să simt că se vindecă toată treaba. Zero dureri în continuare, ceea ce e super bine. Sper doar ca mâine să nu mai fiu la fel de înfundată, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Și da, să vedem îmbunătățiri. Cam atât, ăsta a fost update-ul zilei 3. Ne vedem mâine, dar știu eu sigur că mai am ceva de zis. Dacă mi-aduc aminte, notez și vă spun mâine. A sosit și ziua 4, a sosit timpul și pentru update. Cel mai important update. M-am spălat pe păr și Doamne, cât de bine este. Abia așteptam să scap din iodul ăla pe care îl simțeam pe aici. Mereu când băgam mâna pe aici, prin spate eram, trebuie neapărat să mă spăl. Și da, i-am zis doamnei de la coafor, pune toate măștile și tot ce ai tu hidratant, pentru că îmi simțeam părul absolut oribil. Ok, ce observăm astăzi? Care sunt schimbările? În primul rând, observăm că m-am dezumflat, zic eu, că nu mai sunt chiar atât de umflată, se mai vede un pic aici. Dar s-a mai dezumflat și încep să se facă galbene vânătăile. Am îngălbenit și aici, dar nu prea știu de ce. Ori e vreo vânătaie sub plasturile ăsta pe care eu nu o văd. Aici încă mai este roșie, o să mă apropii un pic. Dar, în orice caz, m-am făcut galbenă. Dar asta e bine, îmbrățișăm fiecare schimbare de acest gen, pentru că înseamnă un pas înainte către vindecare. Sunt în continuare înfundată și începe să mă scoată din minți. Dar e ok, e ok, e ok, mai sunt câteva zile și scoatem tuburile. De asemenea, să știți că încă nu am gust și miros. Și este foarte nasol, pentru că, în primul rând, îți dai seama și apreciezi ceva în momentul în care nu-l mai ai. Și e foarte nasol să n-ai gust și miros, pentru că mănânci aprost. Deci, efectiv, așa mă simt. Mănânc aprost, doar ca să am ceva în stomac și ca să-mi iau pastilele, pentru că altfel nu văd sensul. E foarte tristă viața fără gust și fără miros. M-am dat azi cu parfum. Zic, măi, de eu nu simt nimic, mă mai dau un pic. Zic, ah, stai că tu nu simți, Diana, tu nu simți. Da, o altă problemă pe care am observat-o, o să fie jale. O să fie jale pe tenul meu. M-am apropiat în oglindă mai devreme și vreau să vă zic că mi iese ulei prin fiecare por. Am tenul extrem de încărcat și de gras. Băi, la gras, rău de tot. Pe pleoape, aici pe frunte, pe nas habar n-am, știți că eu de obicei am probleme în zona T, pe bărbie mai puțin, dar pe frunte, efectiv, din fiecare por îmi iese sebum. Oricât de urât ar suna, să știți că s-ar putea să observați și asta în cazul în care urmăriți acest vlog pentru că vreți să vă operați sau habar n-am. Apoi, ce alte schimbări au mai fost? A, somnul. Aseară am cam comis-o. Adică am dormit un pic pe parte. N-am simțit nimic, sper să fie totul în regulă. Păi am dormit blană, dusă, atât de bine este să dormi câteva ore legate. Extraordinar de bine, n-am mai dormit atât de târziu. M-am culcat cu fața în sus și începusem iar să mă trezesc, că mi-am mărțea gâtul, mă încep să mă doară și urechile, deja sunt sensibile pentru că mă presează cumva perna aia pe gât, care, by the way, e cel mai bun prieten al vostru, credeți-mă, până la un punct, când nu mai poți. Și zic, da, ok, încep să mă doară urechile, hai să mi-am făcut pe trei perne normale, mi-am pus perna asta de gât, am sucit-o cumva, adică mi-am băgat capul între chestiile alea și m-am întors așa un pic pe parte și a fost extraordinar de bine. Sper să fie ok. Să fim în regulă. Altă chestie pe care am mai observat-o la căscat. La căscat e un pic cam nasolică, pentru că în momentul în care, bine, am învățat cumva să casc
în mine, nu știu cum sună asta, sună ciudat, adică vine să casc și mi se lărgesc așa un pic nările, inspir adânc și consider că am căscat. Câteodată funcționează, câteodată nu. Și trebuie să casc, nu pot să schid gura la maxim cum mai căsca normal, dar dacă încerc să casc, mă ustură cumva în cerul gurii, nu știu cum să vă explic, probabil are ceva legătură cu nasul, sigur are, ori o fi de la tubul, da, nu cred, în fine. Ideea e că mă ustură un pic în cerul gurii și nu e chiar cea mai plăcut, cel mai plăcut sentiment, dar e ok și ăsta. De cât durere v-am zis, prefer orice altceva, doar să nu mă doară și, by the way, în continuare nu am nicio durere. Și în acest sens am început să ne împrietenim. Adică am început să am curaj să pun mâna pe el. În primele zile, dacă mă încuruntam așa, simțeam ceva, o mică chestie, dar acum nu mai simt. Mă scuzați că mai trag nasul, dar e o reacție pe care o am. Dar da, am început să pun mâna pe el. Am început să încep să-mi simt vârful nasului, până acum nu l-am simțit. Și de asemenea a apărut și o mică sensibilitate la dinți, dar nu e durere, adică mușc normal și așa, doar că dacă mai dau cu limba, simt undeva în partea asta o mică sensibilitate. Da, e ok și ea. Cam astea sunt schimbările în ultimele 24 de ore. Sunt foarte, foarte fericită că mai am puțin și termin și pastilele. Au început să fie și ele destul de greu de înghițit. Oricum, eu sunt genul de persoană care tai o pastilă într-o mie de bucăți până reușește să o înghită. Deci vă dați seama de câte ori trebuie să fac manevra asta, pentru că cred că vă ziceam și ieri sunt destul de multe pastile. Dar sunt de bine, rezistăm. Apropo de asta, să știți că m-am tot uitat în ultima perioadă, după operație, ce e drept. Înainte de operație m-am uitat, cred că la Haiki, care se operase la același medic ca mine, pe YouTube mă refer, mă uitam la clipuri, și cred că mai era o tipă din România. După care, după ce am scăpat de intervenție, am început să mă uit și eu la rinoplastii, dar la fetele din străinătate. Și ce am observat este că multe se plâng de durere și nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg de ce. Ori tehnicile sunt diferite, dar mă îndoiesc câte tehnici poți să ai ca să repari o deviație de sept și să renunți la o cocoașă. Adică mă gândesc că e practic cam același lucru. Dar nu știu care e faza. Oricum să știți că eu nu mi-am simțit nasul o perioadă. Poate se întâmplă ceva în timpul intervenției. Habar n-am, îți umblă la nervi. Nu știu, habar n-am. Ideea este că pe fetele din România le-am auzit că au spus că nu le-a durut deloc, ceea ce s-a întâmplat și la mine. În schimb, la fetele din America, unele spun că le-a durut foarte tare. Nu știu care e faza. În fine, voiam să vă zic și chestia asta. Și cam asta este pentru ziua de astăzi. Mă mai ușor la mine să văd că îmi place de mine așa cu părul aranjat. În momentul de față, ce mă deranjează pe mine cel mai tare este nasul înfundat. Pentru că vorbesc aiurea, pentru că mereu vine să-mi trag nasul, pentru că am început să ies din casă și lumea se mai uită așa un pic. Apropo, să știți că lumea e chiar drăguță pe stradă. Nu stă și se uită așa, cu toate că probabil asta este prima tendință, dar nu, se uită un pic și întorc capul, adică chiar mi se pare super decent. Avem oameni foarte drăguți în România care nu sunt, ce de-ai făcut? Cred că am fost foarte urâtă la faza asta. Apropo de chestia asta cu ce ți-ai făcut și nu știu ce, vreau să vă expun motivul pentru care am ales să fac acest videoclip. În primul rând, ca scop informativ. În cazul în care mai este cineva interesat de această operație, să vadă ce înseamnă operația, cum te simți imediat după, cum se face recuperarea și tot felul astfel de detalii. În niciun caz nu-l fac pentru a încuraja pe cineva să se opereze. Doamne ferește, este decizia fiecăruia, fiecare știe cel mai bine pentru el ce e mai bine pentru el și să știți că oricum ați fi, sunteți toate frumoase și sunteți toți frumoși. Nu trebuie să apelați la operații estetice doar ca să vă simțiți mai bine. La mine a fost o problemă de ordin medical. Altfel, nu știu sigur dacă aș fi făcut acest pas. De asemenea, vreau să vă zic că nu prea am discutat cu nimeni din jurul meu în afară de soț și cam atât. Pentru că e o problemă care mă privește pe mine și voi, dacă începeți să cereți păreri în stânga și în dreapta, normal că oamenii vor gândi diferit. 5 îți vor spune că nu-ți stă bine sau că de ce faci chestia asta. 2 îți vor spune, ba da, fă, că uite, ai nasul, nu știu cum. Nu trebuie să intereseze pe nimeni. Este strict, e vorba despre sentimentul pe care îl aveți voi. Cum vă simțiți voi în pielea voastră? Cum credeți că o veți trece peste recuperare? Care vă sunt emoțiile? Nu întrebați pe nimeni de absolut
nimic. Deci acest videoclip nu încurajează la operații estetice. Nu acesta este scopul. Este un clip pe care îl fac cu rol informativ. Și de asemenea ar fi mega, mega apreciate comentariile de încurajare sau întrebări, pentru că m-am gândit ca după acest videoclip să facem și un Q&A despre operație, despre rinoseptoplastie, dacă aveți curiozități și pot să vă răspund. Și da, pentru că mi-am dat seama și le mai auzeam și pe celelalte fete că va fi un proces destul de greuț de a te obișnui cu noul aspect și vor fi momente care vei fi nesigură. Nasul va suferi o grămadă de modificări pe parcursul anului. Dacă e mai rece afară, se dezumflă. Dacă e mai cald afară, se umflă. Se umflă ba într-o parte, ba în alta. Și vor apărea tot felul de sentimente de-astea de nesiguranță. Și atunci, dacă oamenii vin și îți spun, a, da, ești urâtă, a, da, de ce ai făcut chestia asta? Deci de asta zic că aș aprecia super, super mult comentariile de încurajare, dacă simțiți să faceți asta, dacă nu, întrebări sau, mă rog, ce vreți să spuneți voi acolo, dar fără negativitate, vă rog, pentru că nu cred că va fi un moment foarte, foarte bun. Adică eu mă pregătesc psihic, înțeleg că va fi o schimbare, dar creierul cumva te știe altfel și până apuci să te înțelegi cu noul tău fizic și cu noua ta față, dacă vreți, va dura puțin. Așa că mulțumesc anticipat. Gata, încheiem pe ziua de astăzi. Am vorbit mai mult decât un update, dar vreau să vă zic așa și sentimentele mele. Să știți că nu m-am gândit nicio secundă că cineva ar putea să lase un astfel de coment, dar uitându-mă la vlogurile fetelor din America, au spus că au primit o grămadă de hate și nu înțelegeau de ce, pentru că până la urmă este fața lor, este alegerea lor și chiar o tipă a ajuns la psiholog din cauza asta, pentru că nu mai era sigură de alegerea pe care a făcut-o, cu toate că își dorea operația de ani de zile. Adică, v-am mai spus eu la un moment dat, toate cuvintele astea pe care le aruncăm așa în online, lasă o amprentă sau au un impact destul de puternic asupra persoanei care le primești. Așa că hai să fim buni, milităm pentru bunătate și pentru pozitivism. Eu sunt super încrezătoare, m-am uitat pe simularea aia de 1000 de ori, încerc să mă pregătesc psihic pentru schimbarea care este și pe care o să o văd și eu în curând. Și eu știu că am un psihic destul de bun și un corp puternic și va fi totul bine. Gata, v-am lăsat. Ne vedem mâine în ziua 5. Ziua 5! Iuhu! Să știți că pentru astăzi n-am foarte multe update-uri, decât că îmi coboară gălbeneala asta de la vânătaie și aici, aici, aici. Mai rău, așa cum a fost de la început. De asemenea, somnul. Abia aștept să pot să dorm cu fața așa în perne, cum dormeam eu înainte și cum îmi plăcea, așa mă odihneam cel mai bine. De asemenea, seară, cred, după ce am vorbit cu voi, mi-am făcut un duș. Atenție, dacă vreți să faceți duș, nu faceți cu apă fierbinte. Oricum știam chestia asta, n-am făcut cu apă fierbinte, dar m-am înfundat și mai tare nas, deci a început se cumva să îmi curgă și nu putem să-l suflăm pentru că n-avem voie și este așa un pic iritantă toată situația. Abia aștept să dau tuburile jos. Gata, simt nevoia să mi le îndepărteze de acolo pentru că, în primul rând, că scot sunete ciudate. Am impresia că se duce aerul prin diverse părți și pe lângă tub și atunci zic că sunt o suflătoare din aia. Respir binișor, dar simt nevoia să le scot. Atela încă nu. Nu mă simt pregătită să dau atela jos, pentru că nu că mă doare sau ceva, dar cred că mi-ar fi frică. Adică în momentul în care o să am nasul așa expus, cred că m-aș simți vulnerabilă și aș fi gen, nu mă loviți, nu mă loviți, pentru că atunci când porți chestia asta, e clar că lumea te va feri. Adică it's in your face, știți ce zic? E clar că ai avut ceva acolo și lumea te va feri. Dar când nu o să mai fie, cei care nu te cunosc nu știu că te-ai operat și atunci, na, mai scapă câte o mână în stânga, în dreapta, așa cum fac eu când vorbesc și trebuie să fiu eu super, super atentă. Ce mai era? Căscatul! Căscatul și-a revenit! Mă bucur! În sensul în care nu mai simt nevoia să casc așa în interior, ci pot să deschid gura maxim. Cred că ăsta era un motiv pentru care simțeam ceva ciudat, că nu deschideam gura la maxim și atunci
aveam o poziție foarte ciudată a gurii. Ori nu deschideam gura la maxim pentru că nu-mi permitea maxilarul, habar n-am, nu știu, ori că mi-era frică. Ceva probabil la nivel de subconștient. Dar aseară chiar am căscat sănătos și a fost ok. Mama e usturat foarte, foarte puțin, dar oricum nu ca înainte. Ce ar mai fi? Cred că asta în mare parte. Am început să ies mai des. Din casă am fost să-mi fac și unghiile că nu se mai putea. Și nu mai obosesc atât de tare, nu m-am mai luat amețeala, mai am senzație de amețeală, dar una foarte, foarte subtilă, dacă las rapid așa capul jos și sper să dispară chestia asta odată cu scoaterea tuburilor, pentru că simt așa o presiune, nu pot să o neg. Dar v-am zis, sunt chestii normale, fac parte din recuperare și trebuie să le îmbrățișăm ca atare. Cam atât. Mâine este joi, ziua 6 și vineri, într-un final, scoatem tuburile. A simțit nevoia să scot și firele, că mai fac așa, mă mai mănâncă vârful nasului și când fac așa, mi se agață mâna de... Am un fir pe aici mai... Uite ăsta de aici, mai lung și senzația nu e tocmai ok aici. De asemenea, am impresia că vârful nasului o să rămână amorțit o bună perioadă de timp. Pe aici simt. Am început să simt, e senzația ciudățică când pun mâna, sunt spălată pe mâini, by the way, când pun mâna pentru că se mișcă așa cumva firele, nu știu, e o chestie foarte ciudată. Dar da, ne apropiem de finalul acestui proces și e ok. Chiar pot să spun că e ok, este mai ușor decât mă așteptam, nu doare nimic în continuare, probabil cu tuburile o să ne distrăm, dar ținând cont de faptul că îmi doresc să le scot, o să trec peste orice. Am înțeles că n-ar fi durere, ar fi doar o senzație mai ciudată, așa, dar asta rămâne de văzut. Ok, ăsta a fost update-ul pentru ziua 5, ne vedem mâine, ziua 6. Timpul pentru update din ziua 7, când am fost și la control. Mi s-a dat atela jos, nu o să vedeți nasul, dar... Tarararam! Este un pas înainte și putem să vedem cât de cât așa... forma, însă, hai să o luăm un pic step by step, pentru că de la ziua 5 am sărit la ziua 7. Nu am intrat ieri în ziua 6, pentru că nu erau foarte multe noutăți. În afară de faptul că s-a mai retras un pic vânătaia, by the way, acum putem să o vedem așa în întregime, că nu mai am plasturi până aici. Mi-a zis și domnul doctor că arată foarte, foarte bine. Și buza e cam la fel. Ah, uite, pot să zâmbesc, mi se văd un pic dinții. Încă nu este 100%, eram ieri la fel de înfundată ca de obicei și alte noutăți nu cred că mai erau. Astăzi, așadar, în ziua 7, la 9 dimineața am fost la control. Eu știam că mă duc acolo doar pentru îndepărtarea tuburilor și aveam așa un pic de emoții pentru că auzisem pe la diferite fete că doare. Vă zic eu că nu doare. Mă dat deloc, deloc, deloc. Am simțit un pic la nara stângă o senzație de genul că ceva mai mare decât ar încăpea prin orificiul respectiv a fost scos de acolo. Dar atât. Nu doare, nu jenează și durează super puțin. Cred că două secunde, nu știu, o secundă îl apucă și într-o secundă îl scoate. Și să știți că nu trage super tare sau prea încet ca să te doară. Nu, efectiv îl apucă, a făcut așa și l-a scos. La nara dreaptă, în schimb, am simțit când l-a apucat și stăteam așa cu ochii închiși, așteptam să treacă momentul și când am deschis ochii, domnul doctor, că mi se părea că trece prea mult timp, domnul doctor deja plecase, zic gata și că da. A, zic atât pentru atâta lucru. După care am simțit că începe să îmi dezlipească plasturi. Zic, ce faceți? Păi, dă-mă-te la jos. Și eram, what? Acum? Stați că eu m-am pregătit. Mi-a dat atela jos și probabil așa, pentru că nu mă așteptam să o dea, a dat-o și am rămas pe scaun și îmi zice, bănuiesc că sunteți curioasă să vedeți nasul și eu zic, nu. A fost foarte funny momentul, după care îmi spune, ok, atunci vă întreb dacă vreți să vă vedeți nasul, ok. Eram cumva un pic emoționată de momentul ăsta, pentru că mai multe fete în momentul în care și-au văzut prima oară nasul după operație au fost puțin dezamăgite. Mă așteptam să fie umflat, într-adevăr este umflat, dar Doamne, cât de bine arată! Deci nu pot să vă explic cât de încântată sunt chiar și în condițiile astea. Și dacă ar rămâne așa, jur că eu sunt super, extra, mega mulțumită. Ce observăm din profil? Că nu se mai vede cocoașa. A dispărut. Vârful, în schimb, este foarte, foarte umflat. Pot să-mi apropii nările, dar aici este
Se simte așa ca un pietroi, adică nu este mobil vârful aproape deloc. Și sunt de asemenea un pic umflată aici. Ce trebuie să fac eu? La recomandarea domnului doctor, evident, este să fac masaj. Cum fac acest masaj? De aici, din vârful nasului, cu o presiune medie, să-i spunem, trebuie să mă duc așa în sus pentru a evita formarea țesutului cicatricial. Nu doare. Este o senzație un pic ciudată, să o numim, foarte, nu știu, pe o scară de la 1 la 10 doare de un 0,5, dacă vreți, adică se poate face. Și acest masaj trebuie făcut cât mai des cu putință, pentru a rămâne nasul în forma la care este acum. Uite, se simte așa ca o mică presiune, ceva de genul acesta, dar nimic rău. Nu a durut absolut deloc îndepărtarea telei, tuburile, v-am zis. Mi-a scos și două fire. Unul l-a pișcat puțin. Acolo trebuie să recunosc. A pișcat, dar nu. Durează fix cât trage firul, mă gândesc. Și e ca o pișcătură. Adică, dacă toate chestiile astea, toți pașii, îndepărtarea telei, tuburile și scoaterea firelor au fost cei mai răi pași din toată operația, merită 100%. Ce urmează să fac acum este să mă duc joi la control, să-mi scoată și restul firelor. Un alt moment amuzant a fost că l-am întrebat și câte sunt. Și a zis, dar de ce vreți să stați stresat o săptămână? Zic, a, ok, probabil că sunt multe de scos, dar nici nu mai contează, important este rezultatul final și credeți-mă că nu-mi vine să cred că acum o săptămână, pe vremea asta, cât este ceasul? Este 1 și 20, mai aveam o oră până intram în operație și iată-mă astăzi, la 7 zile distanță, stând de vorbă în fața voastră, nemai fiind înfundată în nas, nu vine să cred cât de repede s-a recuperat corpul. V-am zis, pe mine nu mă deranjează vânătăile, sub nicio formă, puteau să fie și de 10 ori mai mari. Nu conta pentru mine. Ce mai voiam să vă zic, să mă gândesc? Cam asta ar fi în mare. Nu o să mai intru zilnic de acum să facem update. O să, decât dacă mai e ceva demn de menționat, o să ne auzim probabil joi, după ce termin și cu firele și după ce mi se îndepărtează și acești plasturi, care, by the way, sunt puși pentru a menține forma nasului, pentru a crea așa o presiune și pentru a menține forma nasului. Pentru că încă, bineînțeles, în interior s-au întâmplat niște chestii și atunci operația este proaspătă și oricum interiorul durează foarte, foarte mult până când se va vindeca. Nu pot să vă zic când mi-a scos tuburile. Când mi-a scos, sper că am zis bine. Când mi-a scos tuburile, Doamne, că vă jur că n-am știut cum să gestionez cantitatea de aer pe care o puteam inspira. Am ajuns la concluzia că eu am respirat, cel puțin după ce mi-am spart nasul sau de când am devenit eu conștientă de problema mea, cred că la 30% capacitate față de cum respir acum, deci este ceva uluitor. Nu-mi vine să cred că am putut trăi așa. Și din punct de vedere al funcționalității nasului, operația este un real succes. Sunt convinsă că și din punct de vedere estetic, pentru că știu că domnul doctor este un profesionist desăvârșit și este atent la fiecare detaliu, așadar, până în momentul acesta, sunt 100% mulțumită și le recomand cu mare, mare căldură. Cam atât pentru moment. Sunt super fericită, super încântată, super mulțumită de decizia pe care am luat-o, de perioada de recuperare, de cum m-am recuperat, de cum am avut grijă de mine. Sunt over the moon, cum ar spune englezul. Ok, rămâne să ne auzim probabil joi și vă las cu noul meu look, dar o să-l vedeți și mai bine după ultimul control din acest proces care se va încheia, pentru că vor mai fi controle la 3 luni, la 6 luni și la un an. Abia la un an putem să spunem că am terminat. Gata, v-am lăsat. Mă duc să mă mai uit un pic în oglindă, cu toate că nu e super recomandat, dar arată bine. Iată că ne apropiem încet, încet și de finalul acestei aventuri. Sunt în mașină, mă duc la domnul doctor la cabinet pentru a-mi scoate firele, pentru a-mi îndepărta bandajul și să mă mai pună la curent cu ceea ce urmează să se mai întâmple. Sunt
nerăbdătoare, abia aștept să-mi scoată firele pentru că mă înțeapă așa destul de tare pe aici și să-mi dea jos bandajul ăsta pentru că s-a făcut destul de urât în vârful nasului. Am vrut doar să vă pun la curent, rămâne să ne auzim după ca să vă dau și ultimele update-uri cam ce s-a mai întâmplat în zilele astea. Nu îmi vine să cred că ne-am întors de unde am plecat, aceasta fiind ultima mea intervenție din acest videoclip. Așadar, acesta este nasul meu din față. Atenție, atenție, subliniez, este foarte, foarte, foarte umflat aici în zona vârfului și dacă l-ating nu-l simt 100% și de asemenea este umflat aici. Deci va mai suferi modificări și așa arată din lateral. Am în sfârșit un nas foarte drăguț și mai multe fete mi-au scris, că pentru că am postat deja pe Instagram o poză, că este super natural și prietenele mele mi-au spus același lucru și am stabilit de comun acord cu medicul, cu domnul doctor Hrițcu, încă de la început că nu-mi doresc un nas mic și de păpușă, îmi doresc un nas natural, funcțional și să se încadreze foarte bine cu fizionomia mea. Așadar, așa arată momentan. Mai trebuie să avem răbdare, dar oricum să știți că eu sunt super, 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 extra, mega mulțumită de ceea ce a ieșit. Chiar și așa, chiar și așa, îmi place foarte, foarte mult. Bun, hai să o luăm un pic step by step. N-am mai intrat în ultimele zile pentru că nu s-a întâmplat nimic ciudat sau demn de menționat, în afară de faptul că mi-au revenit gustul și mirosul cam în proporție de 60%, ceva de genul acesta. De asemenea, pot să dorm într-un final la orizontală, nu dorm cu capul în perne și așa mai departe, dar este un somn mult, mult mai bun decât ce a fost în prima săptămână, să zicem. De asemenea, mi-a revenit și buza, cât de cât. Mai avem un pic de lucru, dar oricum este mult mai bine. Nu mai sunt înfundată în nas, deci totul este spre bine. Astăzi s-au îndepărtat bandajele și de asemenea s-au îndepărtat și firele și să știți, credeți-mă pe cuvânt, că nu doare deloc. Am simțit primul fir pe care mi l-a scos, am simțit un pic că mă pișca, în rest nimic, nu am simțit nimic, simțeam doar că le taie și așteptam să le tragă, dar acest lucru nu se mai întâmpla, așadar să nu vă fie frică de nimic din acest proces în cazul în care sunteți interesate de această intervenție. De asemenea, mi-a scos și firele de aici, mi le-a scos și pe cele din interior și nu doare nimic. Mă refer la durere din aceea surdă și acum mă refer la toată operația în sine. Nu am avut parte de acea durere, cum sunt durerile de măsele, de cap, nu știu, nu. Dar dacă mi-ating așa un pic nasul și apăs, este normal să doar. Dar nu este o durere continuă, este o durere dacă apăsăm locul respectiv, care este normal să doară după ce a fost, după ce s-a lucrat acolo. Ok, cam astea sunt noutățile. Ce mai vreau să vă zic? Să știți că după acest videoclip vreau să fac un clip de Q&A. Deja am postat un poll pe Instagram, da? Am adunat acolo câteva întrebări și vreau să vă încurajez ca în cazul în care mai aveți curiozități și nu le-ați auzit încă în acest videoclip, lăsați întrebările voastre cu mare, mare încredere pentru că o să vă răspund cu drag. Vreau să-mi duc tot scopul până la final și să ajut cât mai multe persoane dacă sunt interesate, evident, de această operație și dacă am eu cunoștințele necesare. Ca o concluzie, sunt super, super, super extra, mega mulțumită și încântată de acest rezultat parțial. Îmi pare foarte bine că pot să respir normal. Ce bine e să inspir aer cu ambele nări. Nasul este funcțional, arată și bine și vreau să le mulțumesc domnilor doctor Marius Hrițcu și copilul Dragoș, care este rezidentul domnului Hrițcu, rezidentul, sper că am zis bine. Nu vreau să subliniez încă o chestie, acest videoclip nu are nicio legătură cu ei. Mi-am plătit operația integral, nu e vreun barter, nu e vreo colaborare, nimic de genul acesta și dacă cineva din echipa domnului doctor vede acest videoclip, poate lăsa un comentariu să confirme acest lucru. Nu aș face niciodată chestia asta, mai ales că e vorba de aspectul nostru. Chiar dacă mi s-ar propune, nu aș face așa ceva sau dacă ceva nu-mi convine să vin să vă spun, vai ce minunat este vreun medic și mergeți la el cu nu. Ar fi inuman să fac acest lucru și never ever, nu. Deci să nu aveți vreun gând de genul acesta. Ok, cam asta a fost ultima mea intervenție momentan. Să știți că eu mai merg la control cam peste vreo lună din momentul acesta, apoi la 3 luni, la 6 luni și la 1 an. Așadar vor mai urma update-uri fix la aceste termene.
Așa că o să ne mai auzim peste o lună să vedem care mai este situația. O să vreau să filmez acum niște cadre cu nasul meu actual și să lipesc cu nasul meu de peste o lună, să descoperim împreună noutățile. Sunt convinsă că se va mai dezumfla nasul, vârful, pardon, și nasul cu totul, dar pe mine mă interesa foarte mult profilul pe lângă partea funcțională a nasului și îmi place super, super mult. Gata, cam asta este tot. Vă mulțumesc din suflet dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc din toată inima că mi-ați fost alături. Am postat și un daily vlog înainte de acest clip în care eram bandajată și explicam ce mi s-a întâmplat și am primit o grămadă, o grămadă, o grămadă de cuvinte frumoase, de încurajare, de susținere și pentru asta nu pot să fiu decât recunoscătoare. Ne vedem miercuri cu un daily și vineri cu acel Q&A despre rinoplastie sau rinoseptoplastie, în funcție de ce vă interesează și sunt tare curioasă să văd întrebările voastre. V-am lăsat, abia aștept să ne revedem cu bine data viitoare. Nu uitați să apăsați și subscribe în cazul în care vă place contentul meu. Pupici!